Dați-mi voie să salut la început grupul de elevi de la școala gimnazială Nicolae Labiș, împreună cu profesoara lor, Anuța Dinu, pe doamna Riri Manor, probabil cel mai fidel public al nostru în toți anii, și familia Ciocărie, pe profesorul Liviu Ciocărie și pe doamna Constanța Ciocărie, care se află aici. Caragiale e de vină. Am lansat ieri această carte a lui Matei Vișnir și Caragiale e de vină pentru multe pagini din cartea Corinei Ciocărie și a Andrei Văsucean. Și Caragiale e de vină că l-am pastișat și am făcut ca prezentare, ca să fie mai ludică, un fel de moșii tablă de materii pentru dicționarul celor două doamne aici de față. Deci, cred că vă amintiți, moșii tablă de materie, tablă de materii în care Caragiale enumeră tot ce exista la moș. Am dat în această enumerare și citate din carte, dar și citate din Caragiale însuși. Deci, dicționar de locuri literare bucureștene, tablă de materii, care de altfel lipsește, pastișă după Ile Caragiale. Străzi și bulevarde, restaurante și grădini de vară, două ciorbe și o stropelă, cafenele, cinci bani, cafeaua Gingilie și cabarete, Antim și Antipa, curtea veche și Lipscaniu, Saladares, Biblioteca Centrală Universitară, parcuri și grădini, parcuri și biserici, cruci, Dumnezei, asta e din Caragiale, Carol I, bulevardul, Elisabeta, tot bulevardul, Filantropia, Mahalaua, Ateneul și Teatrul Național, monumente, Mihai Viteazu, statuia, Romarta, magazinul, comerțul socialist de lux, Casa Melic, Palatul Telefoanelor, Grădina Botanică, Hai la întâlniri romantice, Cimitirul Belu, de la grădină la cimitir e numai un pas, Cinematografe, Capitol & Co, magazine, Universul și Universal Hotel, Lenin, statuia, Leul, tot statuia, Băcărești, cale, mănăstire, închisoare și școala centrală, cercul militar, piața Gemeni și piața Matache, casa poporului și groapa de gunoi a istoriei, drumul taberei, Dâmbovița, râu Mocirlos, tulbure, unsuros, carul cu bere și gambrinus, cișmigiu, ai la întâlniri galante, altceva galant decât romantic, dame grațioase care scriu, Corina Ciocărie și Andreea Răsuceanu, personaje, hai la București, hai la întâlniri neașteptate, Fașadia cu Ștefan Gheorghidiu și Bietul Ioanide la o masă la Capșa, Moș Costache și Gorică Firgu pe strada Jarcaleț, foarte bună strada Jarcaleț, Doamna T și Elena Drăgănescu la Atene Palas, comedii, pitoresc, melancolie, straturi de istorie citadină și straturi de istorie literară, cea din urmă invenție care era și la expoziția americană, hărți de Corina Ciocărie și Rare și Ionașcu, romane și nuvele, secolul XIX și Belle Époque și Interbelic și Postbelic, Ion Ghica și Jekyllinescu, domnii Petrescu, Cezar, Camil și Radu, domnii Florian, Filip și Matei, Geme Zanfirescu și Hortensia Papadat-Bergescu, Mircea Eliade și Anton Holban, Ion Manolescu și Radu Cosașu, Mircea Cărtărescu și Mircea Cărtărescu, Foc și eu, ăsta e din Caragiale, chiar din Moșii, tablă de materie,
Adriana Vitel și Marius Chivu, Gabriela Aldameșteanu și Simona Sora, Nicolae Filimon și Mihai Zamfir, Gelu Naum și Zenobia, Marin Preda și Bedros Morasangian, Mihai Sebastian și Alexandru George, Mircea Horia Simionescu și Constantin Zoiu, Caragiale și Caragiale, tatăl și fiul, lume, Târgoveț și public de Verdun vă dorim. În afară de această tablă de materii, de altfel incompletă, bineînțeles, dicționarul este mult mai bogat, aș dori să spun că am apreciat foarte mult un lucru. Dicționarul are un ton unicat și în sensul acesta a avut perfectă dreptate Cosmin să spună că se poate vorbi de altceva decât un dicționar. Este scris ca și cum ar fi scris de o singură mână și această mână are relaxare, este relaxat, nu este cu, cum să spun, cu crispare academică, cu scorțoșenie și am apreciat enorm acest lucru, pentru că ei ne puteau să facă un lucru academic cu note și paranote. Prin această relaxare, prin această întâlnire între personaje din epoci diferite la aceeași masă, pentru că asta se întâmplă, metaforic vorbind, sunt personaje din scriitori diferiți care se întâlnesc în același loc, fără să știe unii de alții, firește. Prin felul degajat în care, și grațios, cum am spus, în care se circulă de la o epocă la alta și de la un autor la altul, cartea e citibilă și nu e de răsfoit cum răsfoim un dicționar, sunt perfect de acord cu ce a spus Cosmin. Este o carte cu adevărat bună, plăcută, este o carte din care iubitorii de București vor câștiga foarte mult, pentru că mă mir mereu ce se mai poate scrie în jurul acestui București, de altfel iubit și urât în egală măsură, urât în ambele sensuri ale cuvântului, și totuși iată că iubirea de București dă naștere mereu unor noi idei literare care iau forma unor cărți care sunt sigură vor fi foarte iubite. Le felicit pe ambele autoare din toată inima.